Comuna Valea Lungă deține o adevărată comoară ce ar putea constitui un obiectiv de interes turistic extrem de atrăgător pentru cei care vizitează această zonă. Este vorba despre Biserica Evanghelică de secol XV, un locaș creștin fortificat extrem de valoros. Sâmbătă, atunci când am vizitat Comuna Valea Lungă cu ocazia sărbării Câmpenești, am făcut un popas și la această biserică ce ne-a atras de la început prin zidurile sale foarte bine conservate, turnul clopotniță și toată istoria pe care o ascunde. Încă de la intrare simți veacurile care au trecut peste acest locaș care a rezistat foarte bine tuturor vremurilor pe care le-a prins. Timpul nu a reușit să răpună acest monument, ci doar a lăsat urme care ne vorbesc despre istoria sa. Însoțitorul nostru, printre zidurile vechi ale bisericii fortificate, ne-a dat și un amănunt interesant despre un bolovan rotund care ne-a atras atenția și pe care l-am văzut atârnat de unul din stâlpii de lemn din biserică. Sărcinată fata, fetele, și care nu erau căsătorite, trebuie să ție chiatra de pe gât așa. La Biserica Evanghelică din Valea Lungă slujește odată la două săptămâni un preot din Mediaș.